Fizz, șarlatanul apelor. În vremurile de demult, oceanele Runeterrei aparțineau unor civilizații cu mult, mult mai vechi decât cele ale uscatului. În adâncurile mării, Străjerul, cum este numit astăzi, era odată un mare oraș, în care locuia Yordle-ul Fizz. Bă, aparent Fizz e Yordle, opa. Se împretenise cu meșteșugarii și războinicii acelei rase nobile și mândre. Chiar dacă nu făcea parte dintre ei, îl tratau ca pe un egal, iar natura lui jucăușă și poveștile trase de păr despre tot felul de aventuri din largul oceanului îl făceau binevenit la orice petrecere. Însă lumea din jurul lor se schimba, oceanele deveneau din ce în ce mai calde, iar prădătorii feroci începeau să se ridice din cele mai adânci abisuri. Așezările din jur se scufundaseră în tăcere, iar conducătorii marelui oraș tot nu reușeau să decidă cum să se ocupe de amenințare. Fizz a jurat să cutreiere mări, căutând supraviețuitori sau pe cineva de la care să afle ce se întâmplase. Apoi, într-o teribilă zi, au sosit cigalodonii. Erau rechini dragoni imenși care își amenințau prada cu țipetele lor cumplite, iar din marele oraș au început să curgă râuri de sânge. Mii de suflete au murit în câteva ore, ucise de bestiile monstruoase care dărâmaseră toate turnurile și templele în frenzia lor sălbatică. Simțind sângele din apă, Fizz a grăbit înapoi, hotărând să se alăture luptei și să salveze orașul. Însă a ajuns prea târziu, nu mai rămăsese nimic de salvat. Când în cele din urmă s-au liniștit apele, nu mai rămăsese niciun zid în picioare, nicio creatură în viață, iar gigalodonii flămânzi plecaseră mai departe. Singur, în adâncurile rece ale mării, Fizz s-a lăsat pradă disperării. Magia lui a început să se disipeze și s-a lăsat purtat de curenții mării, flutind într-o toropeală profundă și adâncindu-se în visare timp de milenii. Bă, da, bătrâni ăsta, frate. Dar întâmplarea l-a trezit. Un pumn de monede a căzut de sus, împrăștiindu-se pe fundul mării, în urma unui pește enorm de lemn care nota la suprafață. Nu era un gigaldon, dar Fizz s-a îngrijorat oricum. Nu știa mari lucruri despre lumea de deasupra, dar era sigur că niciun pește nu putea supraviețui acolo. S-a aventurat în sus și a ridicat pentru prima oară capul în aerul sărat. Existau ființe care trăiau în afara apei și călătoreau pe pești de lemn de toate mărimile. Lui Fizz gândul i s-a părut și înspăimântător și aventuros, dar cadourile ciudate pe care cei de la suprafață le aruncau în apă demonstrau clar că voiau să-i fie prieteni. În timp, urmărindu-i de-a lungul și de-a latul oceanelor, a ajuns în orașul Pold Bilgewater. Pentru locuitorii acelui oraș nelegiuit, creatura ciudată care le scăpa mereu printre degete a devenit în scurt timp legendă, un spirit al oceanului, șarlatanul apelor. Se spune că poate invoca bestii enorme să lupte pentru el, că găurește lemnul corabiilor cu tridentul lui și că poate respira și în apă și pe uscat. Multor copii obraznici li se spune nopțile fără lună, du-te repede la culcare că vine șarlatanul și te aruncă la pești. Fizz nu-i malițios, dar dispoziția sa pentru farse e neobișnuit de mare, chiar și pentru Yordle, și se distrează enorm jucându-le feste celor din Bilgewater. Pescarii cu experiență știu că, la fel ca marea amăgitoare, șarlatanul apelor poate să conducă spre bancuri de pești cu care să-și umple plasele sau să-i ademenească în ape nemișcate, ocolite de vânt. Fizz nu se împacă bine cu cei lacomi sau egoiști. Nu doar odată s-a întâmplat ca un capitan mândru care spera să facă repede rost de argint să descopere că ghidul lui misterios l-a condus nu spre siguranță, ci spre naufragiu. Și așa Fizz a devenit Fizz.